emotions, they keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend. Honey, I'm a perfect ten. Whoa, whoa. Bună, dragilor, sunt Simona și bine ați venit sau revenit pe canalul meu. Astăzi vreau să vorbesc despre mai multe produse pe care le-am introdus de curând în rutina mea și voiam să vi le arăt și voi, să vi le prezint ca să știți, poate vă interesează în cazul în care doriți să adăugați ceva nou în rutina de make-up sau în rutina de beauty, de parfumare, spre exemplu, pentru că am și un parfum pe care vreau să vi-l arăt. Eu am plasat acum ceva timp o comandă pe Notino pentru că erau niște oferte foarte bune și de aceea am profitat de reduceri. Iar în comanda mea mi-am luat câteva produse pe care mi le doream de mai mult timp și sunt tare mulțumită de ele și de aceea vreau să vi le arăt rând pe rând. Primul produs pe care mi l-am luat este un balsam de păr de la L'Oréal Paris. Este vorba despre Elsef Total Repair 5. Miroase tare frumos și aveam nevoie de un balsam de păr nou pentru că cele pe care le am sunt majoritatea mai naturale și nu descurcă părul atât de bine cu toate că îl hrănesc. Însă acesta îl descurcă foarte bine și apelez la el la o spălare, da, una, nu, ceva de genul, depinde cum am chef sau cum simt că părul meu are nevoie. Și atunci când îl folosesc îmi place pentru că pot să-mi descurc părul chiar și când este ud, cu toate că părul este mai fragil atunci. Al meu nu prea are probleme și de aceea aleg să-l descurc înainte de a mă usca pentru că stă mult mai cu minte apoi. Și am găsit acest balsam în varianta de 200 ml, dar era și în varianta mai mare, însă de obicei mă ține destul de mult un balsam de păr și aleg o variantă mai mică ca să nu încar foarte mult baia, pentru că oricum am multe produse de hair care acolo. Pentru că am început cu partea asta de baie, mi-am comandat și de la Vichy un gel de duș, pentru că mereu sunt în lipsă în pană de geluri de duș. Este vorba despre Duș Spa Gel Oil, Spa Shower Gel Oil, care conține 15 minerale în plus magneziu, zinc, cupru și ajută la hidratarea și iluminarea pielii. Este foarte fain, are un miros așa, miroase ceva relaxant, chiar se potrivește termenul de spa în denumire. Și parcă aduce un pic a cocos, iar textura este destul de, nu știu, normală, ca un gel de duș. Și lasă pielea foarte hidratată și se simte tare bine. Iar în cazul în care vă interesează, este un produs mai bun și pentru travel, are 100 ml. Iar pe mine sper să mă țină cât mai mult, dar nu cred că va fi posibil acest lucru pentru că îmi place tare mult. Pentru că la Notino mereu găsesc o grămadă de parfumuri la prețuri bune și în cantități atât mai mici cât și mai mari, am zis să mai îmi iau un parfum pe care îl împară și cu mama mea la comun pentru că îi place la nebunie. Este vorba despre un parfum de la Armani, Acqua di Gioia. Este o apă de parfum care arată tare, tare fain și este în cantitatea cea mai mare de 100 de mililitri. Este un parfum care are niște note acvatice, cumva și citrice, dacă mi-aduc bine aminte, dar are și o tentă dulceagă. O să vă las aici la îndemână și notele acestui parfum în cazul în care vă interesează să-l descoperiți. Miroase exagerat de bine, deci miroase până și în capac, cu toate că țin minte că nu l-am dat în capac ca să-l testez. Și până acum deja l-am atacat un pic și eu și cu mama și este un parfum superb, care cred că se potrivește numai bine pentru primăvară, pentru că este și un pic dulceac, dar are și niște note acvatice, v-am zis, niște note mai acrișoare, care îl fac portabil, cred că chiar și pe timp de vară. Este un parfum tare persistent, după părerea mea, și de aceea nici nu aplic mult atunci când îl folosesc. Și am observat că este prezent și în alte variante, ca să zic așa, însă acesta cred că e primul apărut din gamă și este cel care mi-a plăcut mult mai mult decât celelalte. Ar trebui să le testez pe celelalte să-mi amintesc dacă poate mi-atrage atenția ceva de acolo, dacă pe voi v-a atras și altceva de la Armani din gama asta sau poate alt parfum de la Armani. Aștept să-mi lăsați părerea voastră în partea de joc. O să intru acum puțin pe partea de beauty, de îngrijirea tenului în ideea de make-up, pentru că am pus ochii de mai mult timp pe un produs pe care mi-l doream foarte mult. Eram tare curioasă de el, testasem în magazine mai de mult,
dar nu mi-aduceam aminte multe detalii despre el, așa că am fost surprinsă atunci când l-am primit și l-am și mirosit. Este vorba despre o pudră iluminatoare de la Guerlain Paris, este cea din gama cu Meteorites. Este așa super, super faină pudra și o să vă arăt pentru că am rămas cu cutia în mână. Practic, pudra vine într-un recipient metalic care este destul de înalt și are un model așa de tip coadă de sirenă, ca să zic așa. În partea de sus este clasicul logo Guerlain, scrie aici denumirea și are un fel de floricică. Așa, am observat că ar fi mai multe variante din acestea de-a lungul timpului în gama de la Guerlain. Se deschide foarte ușor prin rotire, inițial nu mi-am dat seama cum se deschide. Și are în partea de sus un aplicator în acela de tip burețel foarte moale și perlele, nu vi le arăt ca să nu le scap, o să vedeți un close-up, sunt în mai multe culori, avem un fel de alb sidefat, un fel de crem, un galben, un rozaliu, un verde și un mopuliu. Toate sunt demențiale, combinate așa la un loc, cu pensula sau cu acest aplicator. Iar mirosul, nu știu de ce, eu l-aș descrie cu ceva floral, mă duce cu gândul la un parfum sau la violete. Este clasicul miros de la Guerlain, cu care eu inițial nu eram obișnuită, dar acum îmi place la nebunie. Probabil este printre preferatele mele de la produsele de high-end. Și dacă mai descoper ceva de acest tip, o să vă anunț, dar până în acest moment, cred că parfumul de la Guerlain din gama aceasta de cosmetice este cel care mă atrage cel mai mult. Nu am mai văzut că aveau în gama asta cu meteoriți chiar și un parfum pe care nu am avut șansa să-l testez nicăieri, dar o să-l caut și o să văd cum este, pentru că din descrierea parfumului se potrivea așa cu gusturile mele. Și mai există varianta aceasta de pudră și compactă, care este din aceea presată, ca să zic așa, însă este mult, mult mai scumpă și nu se potrivește bugetului meu pe care l-aș aloca unui produs de acest tip, dar dacă vă permiteți, poate că este o variantă mai bună, cu toate că eu cred că aceste perle sunt super utile și, nu știu, îmi place foarte mult și cutiuța și tot aspectul și rezultatul. Nu am zis rezultatul care este. Practic, această pudră este menită să o aplici pe ten atunci când ești machiat sau nemachiat sau când retușezi machiajul și oferă așa o strălucire subtilă și parfumată. Mi se pare că face niște miracole pe ten, dar oferă un glow așa foarte subtil și de obicei eu sunt obișnuită cu un machiaj un pic mai apăsător, ca să zic așa, sau nu știu exact cum să-l descriu, dar ceva de acest tip mai subtil, cred că este o schimbare foarte bună, mai ales pe timp de vară sau primăvară, de exemplu, când tenul n-ar trebui să fie prea încărcat. Mi-am mai luat ceva de care întotdeauna avem nevoie. Este vorba de o pudră normală de acest tip, este una de la L'Oréal Paris, Infallible este gama și este o 24 Hour Powder Foundation, deci este o pudră cu o rezistență de până la 24 de ore. Eu am aplicat-o în mai multe zile, make-up-ul rezistă bine, nu au apărut zonele acelea mai grase, eu nici nu prea am probleme, însă mai transpiră și tenul meu și mai am anumite zone un pic mai grase în unele momente. Și până acum s-a comportat super, super fain. Are o textură super fină și are o acoperire destul de bună. Nu încarcă tenul foarte mult, dar este o pudră care, zic eu, care are o acoperire medie spre mare, ca să zic așa. Nu este grea pe ten, nu se simte grea, dar depinde și cât o aplici. Ca miros, nu simt niciun miros, ceea ce este bine în cazul care nu vă plac produsele cosmetice care au miros. Îmi doream un creion de ochi într-o culoare mai veselă, mai puternică. Mi-am luat acest creion de la L'Oréal Paris, Infallible, aceeași serie, se numește Stilo Eyeliner 24 Waterproof. Este într-o culoare albastru electric, mai avea ceva pe maro, parcă pe negru probabil, pe un verde mai nu era atât de aprins și nu știu exact dacă mai era o altă culoare. Eu l-am ales pentru a-l purta în partea de jos a ochilor, pentru a da așa un fel de pop-up pentru ochi atunci când ai un machiaj mai simplu sau poate chiar ceva mai, nu știu, mai jucăuș pentru primăvară. Are o culoare tare faină și chiar este waterproof, rezistă tare bine, iar în partea cealaltă, pe lângă, nici nu v-am arătat de fapt, aplicatorul este din acesta care se rotește așa în sus. Și este destul de lung, n-o să-l scot ca să nu mă trezesc că îmi cade.
de aici, se aplică ușor și în capătul celălalt are un burețel cu care poți să întinzi mai bine acest produs în zonele în care îl aplici pe ploapă, de exemplu. Pentru mine s-a comportat bine, a rezistat bine la ochi, nu s-a șters, nu s-a împrăștiat sau altceva și de aceea îl recomand și cred că mi-ar plăcea să mai încerc și o altă culoare dacă găsesc una potrivită în această gamă. Am observat că are un preț bun pe Notino, de aceea mi l-am și ales pentru că simțeam că nu o să fie o pierdere dacă nu mi se potrivește, însă a fost o achiziție super și o să-l folosesc cu mare drag în continuare. Ultimul produs pe care mi l-am luat este o paletă de la L'Oréal Paris, se numește La Vie en Glow. Este o paletă pentru iluminare în culoarea 02 Cool Glow. Mai este într-o variantă, nu mai țin minte exact ce tonuri avea, parcă era un pic mai maronii, dacă mi-aduc bine aminte, iar această paletă are 4 culori, Moonlight, care este un fel de albastru, așa, din acela foarte interesant, tip unicorn, cum se purta într-o perioadă. Oh My Gold este al doilea, care este super fain, este preferatul meu și are niște nuanțe numai bune pentru pomeți, ceva așa cu tinte de rozaliu, de auriu. Al treilea este Pink Pearl, care vrea să fie mai rozaliu, însă mie mi se pare mai spre auriu, ca să zic așa. Și Bronze Glaze, care este ultimul și este mult mai pigmentat și mai închis la culoare și încă nu prea l-am folosit foarte mult pentru că nu se potrivea cu machiajele pe care eu le abordasem în zilele respective. Sunt niște culori foarte intense, foarte pigmentate, destul de cremoase, ca să zic așa, și rezistă foarte bine. Nu trebuie să aplici mult produs pentru a primi acel glow în extremitățile feței și mie îmi place la nebunie gama aceasta de la L'Oréal și îmi doream de mult timp această paletă și știu că există tot în gama asta și un produs care este în varianta lichidă, tot așa un iluminator super fain și cred că o să-mi iau și pe acela, dar mai spre vară, pentru că avea niște nuanțe un pic mai bune pentru piele bronzată. Am cam ajuns la final. Eu am fost foarte încântată de produsele noi care au intrat în rutina mea. Le folosesc cu drag și voiam să vă mai zic despre cadourile pe care le-am primit când am plasat comanda. E vorba despre un fond de ten de la Lancôme, Tint Miracle, cu SPF 15. Este o culoare un pic cam închisă, așa că nu știu exact dacă o să mări să o testez sau o dau cadou, însă sunt curioasă cum miroase acest fond de ten și cam care ar fi textura, pentru că eram curioasă de produsele de la Lancôme. Iar tot așa, pe post de cadou, am primit și două mostre de cremă de la Nivea din gama Hyaluron Cellular Filler. Una este pentru zi și una este pentru noapte. Îmi plasez comanda pe Notino în funcție de valoare sau în funcție de produsele alese. Îți scrie acolo în cadrul comenzii ce cadouri o să primești, fie că e vorba de ceva, vreo promoție sau pur și simplu de eșantioane de acest tip. Cam acesta a fost haul-ul de tip impresii de produse de beauty pe care l-am avut azi pentru voi. Dacă vă plac clipurile de acest tip, mă aștept și pe viitor aici, pentru că cu siguranță vor mai fi. Încerc să vă discut și aici, nu doar pe Instagram, despre produsele pe care le mai testez sau care îmi plac mult și dacă aveți păreri sau recomandări despre produsele pe care vi le-am prezentat sau ceva asemănător, le aștept în partea de jos. Iar pe Notino vă invit cu drag să vedeți ce promoții mai au în această perioadă, pentru că de fiecare dată găsesc la ei atât de multe chestii pentru rutina mea, pentru nevoile mele și au și prețuri tare, tare faine. Iar ca să vă fie mai ușor să găsiți și voi produsele pe care vi le-am arătat azi, o să vă las în partea de jos niște link-uri pe care puteți să dați click super ușor și o să descoperiți acolo tot ce am prezentat. Până data viitoare, aștept părerile voastre, nu uitați să dați un like la acest clip ca să mă susțineți mai mult în recomandările de clipuri de pe YouTube și să dați și subscribe la canal și să apăsați pe clopoțel ca să fiți la curent cu toate videourile mele. Vă urez o zi minunată și vă aștept data viitoare cu un nou clip. Bye, bye!